Vă salutăm, distinși consumatori de vloguri pe bază de mâncare. Fratele Teo a revenit pe zonă și a venit cu o idee nebună. Astăzi mâncăm la... Namaste, se numește. Și de ce mâncăm, fratele meu, la Namaste? Deci este în felul următor. Mie îmi place mâncarea indiană, nu știu, ție îți place, nu? Da, cum naiba. Așa. Faza e în felul următor. Restaurantul ăsta este cotat 4.9 pe Google, dar din 1500 de review-uri. Adică nota e... Cine stă pe Google să caute review-uri de mâncare, știe că e ceva something's up. Adică de obicei un restaurant bun are 4.5, 4.6, da, exact. 4.7, nu da. 4.9, da. Adică e și o nebunie. Și multe review-uri, adică ok, mai sunt restaurante care au 50 de review-uri, dar ăsta are 4.9 și vrem să vedem ce este. Omul e creier, da. E creier. Hai să vedem cum e Namaste. Și mi l-a recomandat cineva, am auzit că e foarte bun, vedem acum cum este, trebuie să fie bun, n-are cum să fie, că de unde să aibă 4.9, adică... Până acum am comandat un cola și servirea e ok, până să vedem Marian. Au cola, n-au Pepsi? Da. Hai acasă. Așa arată locul. Noi am luat o masă așa frumoasă aici, așa la separeu. Da. Așa. Deci meniu, iau, îmi place chestia asta cu ardei, vezi, ți arată cât de picantă e situația. Și poți să alegi tu, din câte știu. Să alegi dacă vrei să-ți crească nivelul de picant sau nu, sau să-ți scadă? Da, să-ți scadă, să-ți facă... Lipi indiene, mamă, deci iubesc butter naan ăsta, deci naan ăsta e viața mea, garlic naan e viața mea. Și una e mama la copii, alta e pofta inimii, cam așa e. Da. Și este în felul următor, adică ai aici cod QR să vezi și poze ca să te inspire. Aaa, deștept, creier, alt creier. Da, foarte frumos, mi-a zis din prima că uite, ai poze și dacă știi cumva cum arată ceva, adică dacă nu știi ce înseamnă, de exemplu, pacoda, ce e aia pacoda? Și vezi acolo poza, a, sunt chisteluțele alea cu ceapă și te uiți, panir, ce e aia? A, uite, aia s-ar... Păi să comandăm, să vedem mâncare aici la fața locului. Au și o terasă acolo în spate, vă arăt puțin mai încolo. Noi am zis să filmăm înăuntru ca să fie mai intim, să audă mai bine, să înceapă dezmuț. O portie de garlic naan și un jelebi. Jelebi, da. Baby, pentru hai. Pentru făutura, două mango lassi. Da, da, perfect. Mersi, perfect, frumos. Mulțumim, mulțumim. Tipul vorbește super bine română. Da. Dar când a spus butter chicken, am înțeles pătrățică. Și am zis, ok, vreau o pătrățică de aia. Super bine vorbește română. Da. Super tare, super politicoși. Hai să vedem. Ne-am luat clasic așa, butter chicken, chicken masala. Mamă, chicken masala e viața mea, deci mor după ea. Mergem așa pe clasic, vedem cum cred e. Cred că și primul restaurant indian din București e Karishma aici, tot aici în zonă. Știi? Aici la moșilor cu Dacia. Mai încolo, da. Da. Ai mâncat vreodată acolo? La Karishma? Da, foarte bun. Să ne înțelegem, am mâncat acolo cred că acum 15 ani sau ceva de genul și a fost... Deci eu din când în când mai încomand, Georgiana nu mănâncă, nu suportă. Dar din când în când îmi comand acasă frumos pe de-aia mai la pe mine. Prin taz sau prin bol, nu mai știu prin ce, de-aia prin taz. Băi, deci să-ți dea Dumnezeu sănătate că existi, frate. Adică eu cu Georgiana n-am cum să accesez anumite locuri. Dar e fratele tău aici pe baricade. Și vreau să zic că odată la ceva timp, odată la 6-7 luni, comand chicken masala de acolo cu pâinică de asta nan cu garlic, cu usturoi. Viața mea, deci nu mai pot. Da. Hai să vedem cum e aici la Namaste. Deci ce este asta? Mango lassi, domnul. Suc de iaurt și mango, e foarte bun. Suc de iaurt și mango. Da, lassi. Da, mango, da. Ia să vedem, fratele Teo, ia să vedem. Mulțumim. Cheers, brother. Hai să vedem. Eu am mai băut lassi până acum, ăsta e foarte bun, e fresh așa. Se numește lassi? Lassi, da. E o băutură de iaurt și de obicei cu fructe, cu mango, cu portocale, nu știu dacă cu portocale, dar parcă am văzut și cu pineapple lassi, nu mai știu. Și ăsta cum e? Toscare de la 1 la 10. Cel mai fresh de până acum. Da? Hai noroc și la mulți ani. Să facem tone de bani. Dar ce e? Aici deasupra e ceva, că e de asta nucă? Caju, pare. Caju. Doamne, ce delicios e! Mm-hmm. Scuze dacă te strică la stomac. Păi nu, depinde ce probleme ai și tu. Mamă, e fenomenal! Dar e foarte bun să-l bei după ce mănânci picant, îți dai seama că... Aaa! Că asta e și șmecheria. Mamă, și senzația asta pe care ai când mai iei și o goară de caju. N-au iei Pepsi, dau asta. Avem chifteluțe de cartofi. Alu ceva vegetarian aici. Samosas, e foarte bună. Da. Asta aperitiv, gata, după aia mâncare. Poftă. Da, mulțumim frumos! Deci, alu kebab este ăsta, nu? Da. Da, da. Și aici e samosa. Samosa. Astea sunt pachetele prăjite în formă de terunghi, umplute cu legume și condimente indiene. Și alu kebab, chiftele de cartofi prăjite cu legume și condimente indiene.
Haideți, domnul Teo. Și sosul ăsta e un sos picant, indian, nu? Da. M-am gândit sos. E super tare, tipul care ne servește că vine la Teo, pentru că rezervarea este pe numele lui Teo, și vine domnul Teodor. Așa spune. Poftiți, domnul Teodor. Super politicoși. Excelent. Și... A? Cum e? Foarte bună, ia și tu una. Normal, fratele meu, ia să vedem noi aici combinațiuni. Feige? Nu, nu fie deloc. Fierbinte, feige, feige. Am mai mâncat samosa, dar asta sunt foarte bune. Samosa! Crunchy și moale pe interior, conform spuselor domnului Teodor. Mă, mi se pare mie să o pișcă de aia, vine de la sos pișcă. Da. Aromat așa. Foarte aromat. Încerc să-mi dau seama ce e în interior și nu-mi dau seama. Amestec de legume, piure de legume are și, are și mazăre, te-am văzut. Deci piure de legume, mazăre. Pastă, totul e pastă. Da. Pastă așa. Să gustăm și aceste... E diferit de pachetele de primăvară chinezești, cum găsești acolo bucăți, da? Da, da, da. Pastă, dar e deliciosă. Deci eu gând la forinetti. Acum? Chiftele de cartofi prăjite. E cam la fel. Dar gata e un pic mai, are mai mult altof, dar e foarte bun și asta, este excelent. Eu cred că inclusiv crusta este din cartof. Da. Versus poate. Aici unde e făină, nu? Coca. Cam așa e diferența. Da. Hai să vadă și băiatul. O moie aici elegant. Foarte bun și foarte aromat. Mm. Sunt bucăți de cartof și strănește mai devreme. Bucăți de cartof. Delicios. A venit să mă întrebe care e numele canalului și am zis aici sau la pachet. Și aia, nu, nu, the name, numele canalului. Păi nu, ăsta e numele, aici sau la pachet. Păi, bă, numele e genial. Irina Baragoi, te iubesc, ești bestială, nota 10, stai jos. Cel mai șmecher nume de canal de mâncare ever. Ești cea mai talentată fată. Deci îmi place că e foarte fresh, adică unii fac samosa, parcă se numea asta, nu? Da. Da. Unii fac samosa, sunt eu, parcă... Dacă, cred că sunt și congelate, nu sunt sigur dacă se găsesc. Dar asta se vede că sunt fresh, dacă sunt făcute aici. Da, bune. Da, da, da. Poate, cum să zic, foietajul ăsta este congelat, precongelat sau ceva de genul. Însă interiorul cu siguranță a fost făcut astăzi. Mm-hmm. Da? E cum sunt alea de plăcintă, de la Linco sau de la... Exact. E, poate asta așa e. Dar interiorul e... Iar asta n-are cum să fie congelare, clar are cum. Mai e unul ăsta, mi-a plăcut foarte mult ăsta cu cartofi. A venit butter chicken, nu? Aici chicken masala. O, Doamne, șerezul. Și aici orez aromatic. Ia să vedem, uite aici frumusețe. Ia să gustăm întâi butter chicken, nu? Foarte bun, foarte aromat, excelent. Da, orezul e foarte, foarte fresh. Condimente indiene este excelent. Ia să vedem. Sunt foarte curios. Eu sunt mare fan. Chicken masala e... Și e mișto că e din pulpă, așa e. Da, da. Mie îmi place pulpa mai mult. Și clar, Dristor, când îți comanzi la Dristor... Lipie. Oh. Garlic nano. Vai de capul meu, e minunat. Da, garlic nano. Arată... Arată superb. Superb. Da. Perfect. Comanda gata. Pofta bună. Mulțumim mult de tot. Mersi frumos. Ce frumos vorbește ce tare. La Dristor Kebab, dacă îți comanzi, nu Dristor, Dristor Doner, nu Dristor Kebab. Dristor Kebab e ăla cu verde, iar Dristor Doner e ăla cu mare, ăla de la Tineretului, de exemplu, da? Ca logo. Și dacă când îți comanzi, poți să alegi dacă să fie shawarma din piept de pui sau din pulpă. Da? Și eu mi-au tot timpul din pulpă. Pentru serios? Pentru că pulpa e mai suculentă, pieptul e mai uscat. Știu și știu. Da. Și de asta îmi place și masala, că e la fel din pulpă și pulpa la fel, suculentă. Hai să vedem. Cred că de asta ceva extra picant. Da. Ăsta picant mediu nu e atât de picant, dar e... Nici mie nu mi se pare asta, dar lasă că e ok, data viitoare știm. Da. Acum,
Mie așa îmi place să mănânc seaua, așa e efectiv lipia asta. Da, da. S-o bag aici. Băi, delicios. Condimentele sunt speciale, sunt... Nu știu, Se vede că simți cu adevărat că mănânci indian. Poți cu și-o de la tine? Normal, fete, bro. Foarte aromat, foarte bun. Mi se pare că... Iau ce știe, te-o iau orezul ăla, îl bag acolo, frumos, se joacă cu lingura, da. Minunat. Mi se pare că are niște condimente în plus față de alte restaurante indiene pe care le-am gustat până acum. Bingo! Asta am simțit și eu, dar n-am știut cum să o spun în cuvinte. Am zis că chiar mănânci indian, când am zis asta la asta. Pare că e mult mai aromat și mult mai un pic altfel față de altele, dar poate e foarte... pentru că nu e atât de picant, că știi că picantul fură toate celelalte condimente. Ia... La ce mâncare, domnule? Da, da. Thank you, sir. This is the host because of robusting for all spices from India. Chef is also from India. This is the real taste of Indian food. Ah, deci condimentele din India, șeful, bucătarul este din India, deci e indiană ca la mamăi. Da. This is the cause because of robust import all spices from India. Chef is also from India. This is real taste of Indian food. We import everything from India. We only buy here vegetables and chicken. Oh, great. Thank you. Merci frumos. Ce tare. Deci fiți atenți și mi-a zis tipul care ne servește. A spus că șeful, patronul restaurantului, este doctor și a venit acum 17 ani în România și pentru că nu a găsit restaurante indiene pe gustul lui, a zis, bă, într-o zi o să-mi fac restaurantul meu. Ei bine, Namaste este restaurantul unui doctor de 17 ani în România care și-a făcut un restaurant pe gustul lui. Mersi mult de tot pentru informații. Super, băi. Mamă, dar ai văzut cum a zis povestea? Da. Băi, să fie YouTuber. Deci, ai fi mult peste ce avem noi pe piață, nici mai zic de mine. Se simte care condimentele importate, pentru că până și nu are alt gust. Orezul am mai mâncat așa, dar... Dar și diferit despre ce... Original, domnul, e orez, pâinea tot cum import cu India, e original. Și orezul? Da, sigur. Orezul din India, totul e din India. Da. Eu mulțumesc. În primul rând vreau să iau sos așa simpluț. O să iau cu lingura ta. Ia cu lingura. Nu mai e pandemie, gata. O să comenteze oamenii pe canal că de ce mănânci cu lingura lui Teo? Teo, putem spune că am mâncat amândoi din aceeași farfurie. Da. Mi-a dat senzația pentru o secundă că aici ceva cacao. Nu știu cum să spun. Mai e posibil să știi că tocănițele astea... Uite, de exemplu, eu când gătesc gulaș, am învățat un truc de la Melinda, salut Melinda, Melinda soția lui Teo, așa, care are restaurantul Dumicat, am învățat un truc de la ea să pun puțin de ciocolată la final. Iată! Și la asta la Chili Con Carne la fel, se pune puțin ciocolată la final. Deci nu mai e ca și să aibă ceva ciocolată. Da. Deci eu am simțit cacao, nu e știu. Posibil. E posibil. Ia să venim aici. Mi-am făcut aici așa, apropo de Dumicat, mi-am făcut un Dumicat corect aici. La hotel. Cu butter chicken, cu naan și cu sos. E diferit față de orice restaurant indian pe care am mâncat. Eu nemergând în India până acum. E foarte bun. Da. Dar are niște spices, niște condimente care tind să cred că nu le-ar plăcea oamenilor care nu sunt deschiși. Da. Gastronomic. Adică sunt niște nuanțe aici care se joacă puțin cu papilele tale gustative. Da. Așa că dacă vă știți mai conservatori, dacă sunteți experimentaliști, ca mine și ca fratele Teo, clar. Da, nu este indianul european pe care l-am mâncat până acum, mi se pare foarte bun. Da. Aici ne mânc și e aici lângă noi, la... Aici e intersecția moșilor cu asta, cu Regina Elisabeta. Deci mi-a luat Jalebi Baby, porție împărtășită, shared with fratele Teo. Da. Porțiile au fost mari până acum, adică ca... Nu știu, dacă ați mai mâncat la indian, nepalez, sri lankez, pakistanez, South Asian în București, ați văzut că porțiile sunt mari. Și nu pot să termin, adică ne-am cam porțit un pic cu aperitivele și cu aia și cu aia. Eu de obicei nu-mi iau doar un fel de mâncare și un orez și atâta.
Îs plin, sunt foarte plin. Acum iau, ia lecții. Dar mai e loc și de desert. Mai era un desert pe care nu-l au acum, pe care vreau de mult să-l mănânc. De la Vasile știu, salut Vasile, de la Vasile știu de el. Se numește Gajar Ca Halva, care e o budincă de morcov, dar nu acum. Poate data viitoare. Ia să văd cum se scrie, ca să vadă oameni aici. Da. A, uite, ăsta e ultimul de... Eu n-am mâncat până acum, dar vreau să gust. Bine, hai să vedem cum e jalebi baby ăsta. Eu de cum, n-am, nu? Da, mai adevărat. Hai, ce exemplu. E ca o gugoașă. E ca un ciuro. Aha, da, da. E ca un ciuro cu condimente indiene, foarte bun. E ca un ciuro care da. A făcut dragoste dulce cu o gugoașă și acum a ieșit un jalebi. Da. Deci piesa jalebi baby e un fel de gogoșica mea, nu? Un gogo... Foarte bun. Chiar îmi place, jur. Da. Sunt ca niște chipsuri, așa. Nu, ciuro, se vede cel mai atunci. Excelent. Concluzii, cum a fost? 5 să zici, clar. Deci își merită nota aia de 4, merită, regulă, merită. Câte aia? 9 sau? 4.9, da. Își merită nota. Da. Deci n-a fost un fail. Absolut deloc. Nu e nimic fishy în Danemarca, deloc. În nu. India. Chiar nu. E bine. Poate doar un fel de mâncare cu pește, ala fishy. Bună. Starter-ul a fost bun? Antaru? Foarte bun, fresh, făcut pe loc, pare că e făcut pe loc. Mi-a plăcut. Puiul butter la fel bun. Da. Deci ai ceva de comentat la ce ai mâncat asta aici? Absolut nimic. Impecabil, da? Impecabil. Porții mari, servirea irreproșabil. Băiatul ăsta a fost 10 din 10, o să primească un bacșiș de 20%. Foarte mișto locul, veniți cu încredere, foarte bună mâncarea. Hai să vă spunem și prețurile și să vă ieșim călătoria, că v-ați plictisit de noi. Așa? Avem în felul următor. Coca-Cola original l-am băut înainte să fie 11 lei, da. N-am ce să zic. Puteau să aibă Pepsi, da? Așa. Butter chicken 44,90 lei, mediu picant, asta l-am avut eu la fel, preț normal. Cred că mai zis și picant, dacă mâncați picant, mie nu mi s-a părut picant. Nici nu părut deloc chiar. Da, ok. Așa. Chicken masala mediu picant 44,90 lei, la fel. Tatka rice, orezul ăla pe care l-am împărțit noi doi a fost 1,22 lei. Ajunge o porție pentru două persoane. Absolut. Așa, garlic naan 16,90 lei, erau două naan tăiate în patru, parcă. Deci ea acolo ajunge, deci puteți ajunge, să împărțiți o porție la doi. Jalebi baby ăsta în 20 de lei. Lassi cu mango 15 lei fiecare. Foarte bun. Foarte ok, am avut 3. Samosa vegetariană 24,90 lei. Și alu kebab la pe care l-am avut cu cartofi, tot 24,90 lei. Astea sunt antreurile. În total 254,30, deci băi, ieftin. Unde mai mănânci două persoane la un restaurant cu specific, da? Specific, da. Cu de 200-250 lei. Deci calitate, preț, bătut la cur tot, impecabil. Înțeleg perfect nota, bro. Înțeleg perfect nota. Da. Excelent. Foarte frumoase motivele așa indiene de pe pereți. Acum vorbeam cu tipul care ne-a servit, care by the way a fost super tare, am lăsat 100 de lei, nu se poate. 5 din 5 a fost omul. Voiam să zic că livrează prin Taz, Bolt, așa că dacă prin toate, da. Dacă am văzut scenarii, e posibil să-i găsiți. Da, da, da. Jalebi baby, ăsta a fost vlogul, fratele Teo, trebuie să ne mai duci în locuri de astea, că ai fost ieri reușabil, fratele meu. Clar. La revedere!